De mâine începe evaluarea elevilor de clasa a doua. Este vorba despre trei testări la română, scris și citit și matematică cu subiecte concepute de Ministerul Educației pe modelul testelor PISA, în urma cărora învățătorii trebuie să realizeze planuri de învățare personalizate fiecărui elev cu lacune pentru ridicarea nivelului. Potrivit calendarului de administrare a testelor de evaluare națională la clasa a doua, marți vom susține, elevii de clasa a doua vor susține prima evaluare, și anume evaluarea la limba română scris. În județul nostru sunt așteptați să susțină această evaluare peste 5400 de elevi. Potrivit calendarului, pe 8 mai va avea loc limba română proba de citit și pe 9 mai se va desfășura proba scrisă la matematică. În ceea ce privește organizarea acestor teste, ca în fiecare an, sălile în care se va desfășura evaluarea națională pentru clasa a doua sunt, de regulă, sălile de clasă în care elevii învață în mod obișnuit. Acestea fiind adaptate în prealabil pentru susținerea acestor teste, în sensul că, dacă sunt materiale didactice care pot influența desfășurarea probelor, acestea vor fi eliminate din sala de clasă. Durata alocată rezolvării acestor teste este de 30 de minute, iar evaluarea se face de către profesorul de la clasa respectivă. În ceea ce privește rezultatele evaluării, acestea se evaluează în termen de 7 zile de la susținerea probei, iar rezultatele nu se afișează, nu sunt trecute în catalog, ci rezultatele vor fi valorificate direct la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare acolo unde este cazul, respectiv prin informarea elevilor și a părinților, respectiv a reprezentanților legali, asupra stadiului de formare și de dezvoltare a competențelor evaluate. Obiectivul principal al evaluărilor este acela de a-i familiariza pe copii cu condițiile de examen.